găsit la o nouă ediție a emisiunii În Lumina Cuvântului. În cadrul acestei ediții îl avem ca invitat pe pastorul Bodog Ionel din Oradea și cu această ocazie vreau să îl salut și să-i spun bun venit. Mulțumesc pentru invitație. În cadrul acestei emisiuni dorim să continuăm analiza pe care am început-o asupra unei cărți foarte frumoase și importante din Noul Testament, epistola scrisă de Apostolul Pavel către Efeseni și ne vom, ne vom opri de data aceasta la două versete din capitolul întâi și anume versetul 9 și 10 pe care am să le citesc la începutul acestei emisiuni. Căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ, spune Cuvântul lui Dumnezeu, Amin. Amin. Când m-am gândit să citesc aceste două versete pentru discuția noastră din cadrul acestei emisiuni, Uh, mi am uh, adus aminte că de fapt aici în capitolul întâi uh, există o frază foarte lungă uh, fără punct, fără virgulă și noi am luat așa un segment din această frază pentru că la început uh, Biblia n-a fost scrisă pe capitole, pe versete și uh, a fost uh, ulterior, au fost ulterior adăugate pentru a ușura citirea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru început, cred că e bine să ne familiarizăm cu ideea sau uh, cu scopul pe care apostolul Pavel l-are menționat în aceste două versete. Așa cum spuneai, acest pasaj face parte din uh, această epistolă pe care Pavel o scrie Biserice din Efes. Uh, și în uh, această epistolă foarte frumoasă uh, în care. Este descrisă Biserica și lucrarea pe care Dumnezeu o face pentru Biserică, vedem beneficiile faptului de a fi în Isus Hristos. Vedem centralitatea lui Isus în fiecare aspect al mântuirii. În versetul 9 apare expresia taina voiei sale. Uh, în sine expresia asta taina ne duce cu gândul uh, în primă fază la ceva care nu toată lumea poate să aibă acces uh, sau cum ar trebui să înțelegem noi când uh, vom întâlni în cuvântul lui Dumnezeu taina voiei sale uh, această taina, acest mister, acest secret uh, dacă putem să spunem așa uh, pe care Apostolul Pavel îl prezintă aici, nu este ceva care să fie misteros, ceva foarte dificil de înțeles, ci mai degrabă este un adevăr ținut ascuns peste veacuri, dar pe care Dumnezeu l-a făcut de cunoscut pentru noi. Aici este frumusețea acestei epistole și acestui capitol și acestei idei din Efeseni, capitolul 1, din versetul 9, Faptul că după ce multă vreme Dumnezeu a ținut ascuns această taină, iată că a, a binevoit, așa cum spune apostolul Pavel, a binevoit să ne descopere, a binevoit să ne reveleze. A binevoit să ne facă clar, să ne clarifice voia lui Dumnezeu, Dumnezeu a vrut să ne arate care este voia Lui. Asta este frumusețea faptului că a ales să ne descoperă, a ales să ne reveleze această voie a Lui Dumnezeu, ceea ce vrea Dumnezeu să, să facă. Dacă ne uităm la următorul verset, spune că dorința Lui Dumnezeu este ca potrivit acelui plan pe care îl alcătuise în sine însuși, Uh, să ducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile. Asta înseamnă că, în momentul de față, toate lucrurile sunt într-o dezbinare? Se referă la trecut sau uh, se referă și la prezent, uh, Apostolul Pavel, spunând uh, aceste cuvinte? Uh. <coughs> Apostolul Pavel se referă la, la planul lui Dumnezeu pentru viitor, într-o zi, într-o vreme. Este, de fapt, această sintagmă la împlinirea vremii, da, La împlinirea vremurilor spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile. Ceea ce este frumos aici este faptul că Apostolul Pavel. Ne arată că Dumnezeu ține toate lucrurile în mâinile lui și toate evenimentele, ele le îndreaptă înspre un plan pe care el îl are, adică acela al restaurării. Faptul că acum lumea este în starea. Care este datorită păcatului care a, a devastat și care lucrează în lumea aceasta, datorită păcatului care produce dezbinare, produce ură, produce violență, produce moarte la urmărului. Apostolul Pavel spune, fraților, Dumnezeu a ales să țină timpul în mâinile lui, îl îndreaptă înspre un scop. Final, foarte precis, Dumnezeu are ceva în plan, spune Apostolul Pavel, pentru că el vrea să aducă restaurare. E interesant modul acesta de a vedea istoria, istoria omenirii, nu doar istoria biblică sau istoria bisericii, sub forma aceasta lineară, în sensul în care există o țintă spre care ne îndreptăm, adică nu este totul la întâmplare. Uneori când ne uităm la ce se întâmplă în lumea noastră, la câte catastrofe, la câte războaie, la câte lucruri se întâmplă și uh, parcă nu-ți vine să crezi că omul e în stare să facă atâtea lucruri rele, ne punem întrebarea, oare uh, Dumnezeu mai are ceva de a face cu lumea aceasta? Uh, asta pentru că... Unii spun că Dumnezeu chiar dacă a creat lumea la un moment dat s-a retras din universul acesta lăsând oarecum mașinăria aceasta să meargă de la sine. Și uh, parcă lumea e o mașinărie stricată care nu mai funcționează așa cum trebuie. Apostolul Pavel contrazice această idee sau acest mod de a privi sau a vedea lucrurile uh, pentru că el de fapt uh, uh, arată foarte clar aici că Dumnezeu este cel care... Ține toate lucrurile în mâinile lui și, de fapt, Dumnezeu are un scop prin tot ceea ce face. Chiar dacă uneori ne uităm și lucrurile pe care le vedem nu sunt cele pe care noi am vrea să le vedem, nu sunt lucrurile pe care noi am aștepta să se întâmple. Cu toate acestea, în ciuda acestor evenimente, Dumnezeu lucrează la planul lui. Dacă ne gândim la poporul Israel, cred că n-ar fi dorit niciodată să ajungă în robie care popor și-ar dori să ajungă în robie. Cu toate acestea, robia face parte din planul lui Dumnezeu pentru poporul său. Și Dumnezeu și prin aceste evenimente care nu sunt chiar atât de plăcute, lucrează la, la împlinirea voiei lui. Pentru că Dumnezeu are un plan, Dumnezeu are un scop, are un scop final. Și uh, pentru scopul acesta, Dumnezeu folosește oameni pe care uneori nu-i bănuim și nu ne-am gândit că s-ar putea să-i folosească. Dumnezeu folosește anumite evenimente care uneori sunt neplăcute, dar toate acestea se înscriu în cadrul uh, pe care Dumnezeu uh, îl are, uh, pe care Dumnezeu l-a plănuit pentru ca să-și atingă scopul lui final. Uh. Mă uit așa puțin la vremea în care trăim și la ce se întâmplă între oameni, în familii și chiar între popoare. Și uh, îmi dau seama că, parcă pe zi ce trece, dezbinarea între oameni este parcă tocmai accentuată. Uh, ne lovim de problema aceasta, de exemplu, pe teren, cum spunem noi, în lucrarea pastorală. Uh, parcă oamenii devin tot mai neiertători. Parcă e tot mai greu să împaci familiile care sunt uh, în pragul divorțului, și uh, pornind de la această mare dezbinare sau această mare ruptură care există un, în Univers între, între uh, voia lui Dumnezeu și uh, ce se întâmplă în lume la momentul acesta, și aducând uh, tema, tema aceasta la un nivel mult mai restrâns al vieții personale, al familiilor noastre. Uh, putem spune că uh, soluția întotdeauna la dezminare și la împăcare este să ne întoarcem din nou cu fața către Hristos. Uh, de ce spun lucrul ăsta? Pentru că Apostolul Pavel spune că zic spre și unii iarăși într-unul. Deci ideea de a aduce toate lucrurile într-o armonie, într-o uh, înțelegere așa cum exista înainte de căderea omului, dar uh, limitează sfera aceasta la expresia atât de familiară apostolului Pavel în Hristos. Da, găsim foarte mult uh, amintit această expresie în Hristos. În epistola către Feseni. Cred că, așa cum spuneai, soluția pentru problemele mici sau mari pe care le avem, indiferent că sunt la nivel personal sau sunt în familie sau în societate, cred că este această îndreptare înspre Hristos, este această supunere este această ascultare, această predare, pentru că în momentul în care avem pacea lui Hristos, pentru că vorbim despre această restaurare, vorbim despre această pace pe care oamenii trebuie să aibă cu ei înșiși, pace cu alții și sigur pace cu Dumnezeu, nu în ultimul rând, ci în primul rând pacea cu Dumnezeu. În momentul în care oamenii se apropie de Hristos, în momentul în care au pacea lui Hristos, în momentul în care experimentează această pace a lui Hristos, sigur pot să fie un instrument al lui Dumnezeu pentru a răspândi această pace, pentru a, a aduce unitate. Lumea este atât de dezbinată și oamenii, chiar atunci când se uită la ei înșiși, parcă nu simt această unitate, ei sunt separați de ei înșiși. Să nu mai vorbim de atâtea ori separați de alții. De aceea, cred că această expresie în Hristos și a privi înspre Hristos, a privi la planul lui Dumnezeu de a-și uni în Hristos toate lucrurile, cred că vrea să ne aducă mai aproape de Hristos și să înțelegem că doar în Hristos și prin Hristos noi putem să fim acel instrument al lui Dumnezeu pentru a aduce pace și armonie și unitate. Poate că e bine în momentul de față să ne uităm fiecare spre noi, spre viața personală, spre familie și dacă observăm uh, lipsa armoniei în primul rând în trăirea noastră, în viața noastră, în familia noastră, uh, să nu cădem în disperare sau în deznădejde, ci să ne aducem aminte că soluția pentru această problemă, ca de altfel pentru toate problemele noastre, este una singură, întoarcerea la Hristos. Uh, Aducând oarecum uh, tematica de la uh, cercul acesta larg al planului lui Dumnezeu pentru lumea întreagă. Uh, noi știm că Dumnezeu are un plan cu lumea aceasta. Dar, în același timp, uh, în planul acesta mare al lui Dumnezeu, uh, este viața mea, este viața ta, este viața fiecăruia dintre noi. Și uh, întrebarea, întrebarea mea este, are Dumnezeu un plan? pentru fiecare om în parte sau omul trăiește la întâmplare, oamenii spun de șansă, vorbesc de noroc, unde se poziționează expresia voia lui Dumnezeu raportat la, la ce spun oamenii vis-a-vis -vis de viața lor? Cred că trebuie să facem o precizare aici să, să spunem că voia lui Dumnezeu este generală și este prezentată în Scriptură. De exemplu, Apostolul Pavel spune în 1 Tesaloniceni capitolul 4, versetul 3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, este curăția voastră, este punerea deoparte pentru Dumnezeu, adică să fiți e, dedicați, devotați lui Dumnezeu. E, apoi în 1 Salonicen, capitolul 5, versetul 18, e, Apostolul Pavel spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, aceasta este voia lui Dumnezeu. Sigur că în scripturi vom vedea voia lui Dumnezeu descrisă, relatată pentru noi ca oameni, dar de atâtea ori probabil că nu ne mulțumim doar cu această voie jalonată în scripturi la modul general, pentru că uneori ne punem problema că am vrea să urmăm o școală, am vrea să știm unde să ne angajăm, am vrea să știm uh, cu cine să ne căsătorim, nu? Uh, sunt câteva lucruri în care ne punem problema mult mai serios. Găsim în Scripturi. Dar scriptura, sigur, relatează foarte clar. Vrei să te căsătorești? Uh, Sfânta Scriptură spune foarte clar cu cine vrei, dar în Domnul. Și apoi o altă, o altă condiție este să fie din dragoste. Dar sigur între aceste condiții, între aceste jaloane există o mișcare destul de, de mare și sigur că aici noi trebuie să alegem. Și de atâtea ori oamenii caută această voie a lui Dumnezeu pentru ei înșiși. Și uneori poate că nu este, nu este ușor ca cineva să afle voia lui Dumnezeu pentru viața lui într-o anumită situație, într-o anumită circumstanță uh, a vieții lui. Uh, raportat la voia lui Dumnezeu, uh, sunt multe păreri pe care oamenii le au despre cum se poate descoperi voia lui Dumnezeu. Ma, pentru un om credincios, un om care uh, are teamă de Dumnezeu, un om care vrea să-și trăiască viața pe aceste coordonate ale scripturii, subiectul acesta al Voiei lui Dumnezeu întotdeauna este de actualitate și este foarte important. Pentru că, de fapt, toată viața noi trebuie să fim interesați nu doar să cunoaștem Voia lui Dumnezeu, ci trebuie ca să o împlinim în viața noastră. Dar auzim oameni, în stânga, în dreapta, cred că Domnul mi-a vorbit, cred că asta e Voia lui Dumnezeu. Și totul se limitează la ce simt oamenii în momentul respectiv. Domnul Iisus zicea, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faci voia Tatălui din ceruri. De atâte ori, sigur, este ușor să vorbim despre voia lui Dumnezeu și, de fapt, să facem voia noastră. Cred că prin natura noastră, prin felul în care noi suntem, Constituiți ca și oameni după cădere având în noi o fire păcătoasă o natură păcătoasă cred că de atâtea ori confundăm voia lui Dumnezeu cu voia noastră și uneori este foarte ușor să facem asta mai ales că nu stăm foarte aproape de Domnul și uneori haideți să recunoaștem că este chiar dorința noastră să credem că asta e voia lui Dumnezeu. Îmi vine acum în minte cazul lui Balam. Sigur că Balam își dă seama la un moment dat că nu-i voia lui Dumnezeu ca el să meargă atunci când Balac îl cheamă. Dar stă un pic Balam și frământă lucrurile și zice totuși s-ar putea la urma urmei să nu contravină, să nu contrazică voia lui Dumnezeu, ideea și dorința mea de a mă duce la balac. Și după ce mai stă un pic și mai frământă lucrurile, se convinge pe el însăși că e voia lui Dumnezeu și încearcă să-l convingă și pe Dumnezeu că asta e voia lui Dumnezeu. De aceea, uneori este acest pericol de a crede că un anumit lucru este voia lui Dumnezeu și s-ar putea să nu fie așa. Acum asigur că atunci când vorbim despre această voie a lui Dumnezeu în viața noastră personală, noi putem să ne uităm în Scripturi, dacă Sfânta Scriptură confirmă acest lucru, dacă nu este împotriva Scripturilor acest lucru, lucru pe care îl dorim. Apoi există acea pace lăuntrică. Cred că este încă un semn și asta ne poate ajuta atunci când Vrem să aflăm voia lui Dumnezeu și ne gândim la un anumit lucru și avem în vedere un anumit lucru, cercetăm scripturile, ne rugăm Domnului să aflăm voia lui și trebuie să fie acea pace lăuntrică. Noi trebuie să avem o pace în urma acestui lucru, pace care ne dă gândul și, și acest adevăr că suntem în voia lui Dumnezeu. Apoi, sigur, trebuie să vedem dacă acest lucru aduce slavă, dacă aduce glorie lui Dumnezeu, dacă îl onorează pe Dumnezeu acest lucru. Pentru că nu poate să fie voia lui Dumnezeu un lucru care nu îl onorează pe Dumnezeu. Un lucru care nu duce la creșterea mea spirituală, la apropierea mea de Dumnezeu. Cu siguranță nu este voia lui Dumnezeu, chiar dacă s-ar putea ca eu să simt lucrul acesta. Și sentimentele noastre s-ar putea, de atâtea ori, să ne înșele. Noi putem să credem că un anumit lucru este bine, este voia lui Dumnezeu, facem pasul ăsta, urmez școala aceasta, mă angajez în, în, în serviciul acesta, mă căsătoresc cu persoana respectivă, având în mintea mea anumite gânduri, anumite dorințe, poate eu știu, egoiste sau. și crezând că fac lucrul acesta, și crezând că aceasta este voia lui Dumnezeu. Sunt alți oameni care privind la voia lui Dumnezeu se gândesc că aceasta este un fel de plan prestabilit al lui Dumnezeu pe care nu ai voie să-l ratezi. Dacă vrei să fii în voia lui Dumnezeu, trebuie să nimerești pasul 1 și dacă ai făcut primul pas bun, trebuie neapărat să-l faci și pe al doilea. Și dacă la un moment dat din uh, numărul acela de pași pe care trebuie să-l facă omul ratez unul, ce se întâmplă? Poate că, poate că cineva o să zică, uite, uh, eu la un moment dat am ieșit din voia lui Dumnezeu. Mai are Dumnezeu ceva cu mine? Pot eu să mă mai întorc uh, la un drum al binecuvântării lui Dumnezeu? Sau asta e? Uh, am ratat voia lui Dumnezeu, am ieșit de pe autostradă și nu mai pot intra, nu mai există altă intrare. Uh, sigur că se pune întrebarea dacă uh, Dumnezeu privește lucrurile în felul acesta. S-ar putea ca Dumnezeu să nu ne dea uh, uh, explicație și să nu ne ghideze pentru 10 pași dintr-o dată. Ci să ne reveleze voia lui pentru un pas, și dacă noi stăm lângă el și ascultăm de el și mergem împreună cu el, el ne va revela cel de-al doilea pas. Nu știu dacă am putea să spunem că Dumnezeu ne, ne, trate, ne trasează un traseu, o formulă, o formulă da? Și uite, iei formula asta și o aplici, pentru că nu cred că voia lui Dumnezeu este o formulă care se aplică la unul sau la altul în același mod. Nu cred că e o formulă pe care, uite, o aplicăm aici. Cred că, de fapt, este o umblare cu Dumnezeu, 12, versetul 2. El spune în felul următor, să nu vă potriviți schipului viacului acestuia, să nu vă potriviți, să nu vă conformați felului de a gândi al lumea acesteia, ci să vă schimbați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, pentru că toți suntem la voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci în momentul în care nu ne conformăm ideilor și felului de a gândi al acestei lumi, de a gândi, de a acționa, de a face lucrurile în momentul în care încercăm să dobândim o altă gândire o gândire spirituală apropiindu-ne de Dumnezeu lăsând cuvântul lui Dumnezeu să schimbe, să prelucreze mintea noastră atunci vom putea deosebi voia lui Dumnezeu, umblând împreună cu Dumnezeu, citind Scriptura, lăsând ca acest cuvânt al Scripturii să ne vorbească și cred că Scriptura este atât de actuală și Cuvântul lui Dumnezeu cred că este viu și lucrător, așa cum spune uh, în Evrei, capitolul 4, și cred că aceasta este o realitate și cred că este actuală. Sunt oameni care, de felul lor, ca să spunem așa, au inițiativa întotdeauna în viață și nu prea se întreabă de nimeni ce să facă și cum să facă. Dar există și alți oameni care, orice ar veni peste ei, ei sunt tentați să spună: Cred că asta a fost voia Domnului, să mi se întâmple treaba asta, cred, cred că a fost voia Domnului să cad la examen, cred că e voia, voia Domnului să, să fiu bolnav, cred că e voia lui Dumnezeu să trec pe aici, pe drumul divorțului, ca să spunem așa. Și am, am remarcat un, un fel de atitudine fatalistă pe care unii dintre oameni și chiar dintre cei care frecventează o biserică și uh, caută să citească cuvântul lui Dumnezeu, uh, o au față de voia lui Dumnezeu. E drept la adresa lui Dumnezeu să spunem în orice circunstanță, cred că asta a fost voia Domnului. Uh, cred că este o extremă, așa cum uh, cea pe care a am amintit-o la început este o altă extremă. Faptul că Dumnezeu ne îngăduie să trecem prin anumite circumstanțe, asta nu ne dă dreptul să, să avem această atitudine fatalistă. Adică, dacă o fost să fie așa, ce să facem? Asta e voia Domnului, rămânem acolo, dezamăgiți și fără nicio speranță. Cred că atunci când Dumnezeu îngăduie să ajungem prin anumite experiențe, poate mai puțin plăcute, cred că ar trebui să ne întrebăm care este lecția pe care Dumnezeu vrea să o învățăm aici. Pentru că trebuie să recunoaștem, ajungem câteodată în anumite situații în care ne întrebăm oare asta a fost voia Domnului. Poate că ne rugăm atât de mult pentru un anumit lucru. Mi-aduc aminte, eram în armată. Uh, și n-au avut unde să mă ducă mai aproape uh, sau mai de departe uh, decât la Mangalea. Uh, și după ce am ajuns acolo, era la începutul uh, lunii ianuarie, uh, în uh, 83, uh, eram departe de casă, tânăr, la 18 ani și jumătate uh, și uh, ne spuneau că o să leagă dintre noi câțiva uh, soldați pe care să-i trimită la Brașov e, pentru a se instrui în serviciul de radiotelegrafie. M-am rugat Domnului și mă gândeam ce bine ar fi să fiu mai aproape de casă. Oricum distanța era mult mai, mai mică e, de la Brașov până acasă. Aveam cunoscuți în Brașov. M-am rugat domnul și am zis, Domne, dacă mă iubești, dacă mai ții cont de mine, dacă e, te rog, Doamne, Ascultă rugăciune, ajută-mă să ajung la Brașov. Și n-am ajuns la Brașov. E, domnul a rânduit să rămân acolo. E, sigur că n-aveam să știu că după șapte luni aveam să intru la infermerie, să fiu sanitar. E, Dumnezeu vede dincolo de deal. Și după aia am schimbat rugăciunea și am zis, Doamne, îți mulțumesc că nu mai ai dus la Brașov. Cred că uneori ajungem în viață și rugăm pe Domnul insistent anumite lucruri și spunem, Doamne, ajută-mă, Doamne, cred că. Ăsta e lucrul cel mai bun privit din perspectiva umană. Dar Domnul zice: Tu nu știi ce e cel mai bun. Și ajungem în anumite situații, circunstanțe, și suntem frustrați și suntem supărați, și zicem, Doamne m-am rugat atât de insistent și te-am rugat atât de mult să faci asta și n-ai făcut pentru mine. Sigur că Dumnezeu nu vrea să rămânem acolo uh, supărați ca și Iona, uh, Doamne, uite ce s-a întâmplat acum. Cred că Domnul vrea să ne ridicăm, să mergem mai departe, să spunem, Doamne, împreună cu Tine suntem, uh, birui, sunt biruitor. Uh, acum noi trebuie să fim conștienți că există cineva care întotdeauna vrea să, să ne țină departe de voia lui Dumnezeu. Și uh, cel care vrea să ne împiedice să dorim să cunoaștem voia lui Dumnezeu, să facem voia lui Dumnezeu, este, este cel rău sau, sau diavolul, cum spunem noi. Uh, probabil că uh, pornind de la experiența unor rugăciuni neascultate, zicem noi neascultate pentru că nu ni s-a împlinit dorința așa cum noi am considerat. Uh, unii ajung să aibă teamă în a se mai ruga, Doamne, arată-mi care este voia ta, plecând de la gândul că întotdeauna voia lui Dumnezeu este ceva care mie nu o să-mi placă. Dacă mă trimite Dumnezeu la Mangalea, misionar în Africa, uh, e, e sănătos să abordăm voia lui Dumnezeu așa cu spiritul ăsta de teamă? Uh suntem oameni și chiar dacă nu este sănătos lucrul ăsta, uneori se întâmplă și vrem să fim foarte realiști și foarte deschiși și cu noi și cu ascultătorii. Dar ceea ce este interesant și trebuie să ținem cont este faptul că trebuie să acceptăm voia lui Dumnezeu, chiar dacă nu cunoaștem în totalitate, chiar dacă nu vedem tot planul lui Dumnezeu. Uneori noi avem impresia că uh, sunt în viața noastră câteva lucruri pe care le-am dori, pe care ne le-am dorit să se întâmple și le punem pe o hârtie și spunem, Doamne, cred că voi ta e asta, 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 asta și enumerăm acele lucruri și apoi ducem cola aceea înaintea Domnului ca Domnul să o aprobe, Domnul să zică, da, aprobat, îți de acord, semnat, stampilat. semnat și o să se întâmple așa. Ei, cred că lucrurile se întâmplă un pic altfel. Cred că noi ar trebui să venim cu cola aceea de hârtie în alb, să o semnăm noi, și să spunem, Doamne, aici este cola asta și voia ta să se facă în viața mea. Și oricare ar fi, Doamne, voia ta, eu sunt gata să spun da. Indiferent, Doamne, ce o să scrii tu. Nu știu ce o să scrii. Poate o să scrii un serviciu care nu o să-mi placă, da? Sau cel puțin nu o să simt că e cel mai bun. Poate o să fie un partener de viață care nu e cel mai sănătos. Poate să fie un, un salariu care nu mă încântă. Și pot să fie anumite lucruri. Dar acele lucruri, Dumnezeu le vede, că sunt înspre formarea caracterului meu. Și nu doar a confortului meu, pentru că noi suntem foarte mult interesați de confort. Vreau asta ca să-mi fie bine. Vreau pasul cu tare ca să fiu fericit. Vreau să fac pasul cu tare și lucru cu tare să se întâmple și asta să fie voia Domnului ca eu să, să o duc mai bine. Ori în timp ce noi e, gândim la confortul nostru, Dumnezeu se gândește la caracterul nostru, El vrea să ne formeze caracter e, și cred că nu în mod întâmplător e, Domnul Iisus Hristos ne învață și în rugăciunea datăl nostru e, să ne rugăm, facă-se voia ta facă-se voia ta. Chiar dacă uneori această voie lui Dumnezeu eh, nu-i cea pe care noi o credem, chiar dacă uneori această voie a lui Dumnezeu ne duce prin locuri în care n-am vrea să ajungem, eh, totuși eh, cel mai important lucru în viața noastră este această voie a lui Dumnezeu. Dacă va eh, eh, face cineva voia mea, zicea Domnul Iisus Hristos, va ajunge să cunoscă. Eh, noi spunem eh, dacă eh, eh, Vezi, o să crezi. Da? Dacă văd, cred. Mai întâi să-mi arate și apoi văd exact. dacă o fac. Exact. Domnul Iisus spune, dacă crezi, o să vezi. O să vezi. Dacă crezi, o să. Asta e ordinea e ordinea diferită. Noi am vrea lucrurile să se întâmple altfel. Dacă văd toate lucrurile, atunci o să cred. Nu. Deci, dacă cred, domnul, zice, dacă crezi, atunci o să poți să, să vezi care e voia lui Dumnezeu. Uh fiind oarecum pe final de emisiune și mai având câteva minute la dispoziția noastră, poate că e bine să puntăm anumite principii călăuzitoare pentru a ajuta pe cei care vor să cunoască voia lui Dumnezeu. Noi am spus că voia lui Dumnezeu nu înseamnă o formulă pe care cineva o învață pe din afară, că formula care e potrivită pentru mine nu e potrivită pentru tine sau Formula din America nu potrivește cu cea din, din România. Deși există foarte multă literatură creștină uh, scrisă pe latura asta foarte pragmatică. Uh, 5 pași, 6 pași uh, ca să fii plin de Duhul Sfânt. Uh, 7 pași ca să ai o căsnicie fericită. Totul este uh, parcă planificat pas cu pas și trebuie doar să urmezi pașii respectivi. Și sunt unii care spun... Uh, am încercat să fac pașa aceea nu s-au rezolvat lucrurile în viața mea sau nu s-a întâmplat ceea ce eu mi-am dorit. Există anumite principii care să ne ajute pe noi, să-i ajute pe cei care ne urmăresc la emisiune. Uh, plecăm de la premiza sau de la presupunerea că uh, ne urmăresc oameni care sunt interesați de voia lui Dumnezeu sau cel puțin urmărind această emisiune devin interesați că Dumnezeu are un plan cu viața fiecăruia dintre noi și că planul pe care Dumnezeu îl are pentru noi este cel mai bun lucru care se poate întâmpla în viața noastră. Sigur că da, planul lui Dumnezeu este cel mai bun lucru pentru viața noastră. Noi, noi putem să știm, noi putem să aflăm acest plan al lui Dumnezeu Deja noi am amintit aici câteva lucruri, unul dintre ele și foarte important este rugăciunea, umblarea în părtășie cu Dumnezeu. Sigur că dacă vreau să aflu voia lui Dumnezeu și să merg la pas cu Dumnezeu, nu o să fie posibil lucrul ăsta mergând la pas cu lumea. Apostolul Ioan spune în întâia lui epistolă, în capitolul 2, versetul 17, zice, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cel ce face voia lui Dumnezeu, da? despre asta vorbim, despre voia lui Dumnezeu, cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Deci Apostolul Ioan ne spune, nu poți să iubești lumea și să afli voia lui Dumnezeu. Nu poți să fii în, în relație de prietenie, nu? Cum spune și Iacov, prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Deci dacă vreau să aflu voia lui Dumnezeu, o să încerc să mă, să mă separ de lume. Nu să mă izolez, să mă separ. Adică să nu fac din principiile de trăire a lumii principiile mele, ci să fac din principiile Scripturii principii după care să trăiesc. Apoi avem un Dumnezeu care vrea să ne ajute. Asta e foarte frumos pentru toți ascultătorii. Să știi că Dumnezeu vrea să te ajute, că Dumnezeu vrea să-ți dea lumină, Dumnezeu vrea să-ți dea înțelepciune. Iacov 1 cu 5, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară E, e greu? E, e vreunul care nu are nevoie? Da. Deci, soceare. Poate uneori suntem prea mândri să cerem. Și spune socerem de la Dumnezeu. Sigur că nu putem să mergem în altă parte. Pentru asta trebuie să e, fim în relație cu Dumnezeu. Că nu pot să trăiesc toată săptămâna cum vreau și duminica sau o dată în lună să mă duc să zic, Doamne, eu vreau să-mi dai înțelepciune, eu vreau să aflu voia ta. Da? Soceare de la Dumnezeu care, zice, dă tuturor. De tuturor. Foarte, foarte interesant. De tuturor. Nu, nu zice doar pentru une. Și dă cu mână largă. Da? Și nu numai că dă cu mână largă. Fără mustrare. Fără mustare. El nu zice, mă, dar și tu ești printre ăștia care uh, au nevoie de înțelepciune. Am crezut că uh, ai mai multă înțelepciune. Sau, nu? Să o cerem. -o lui Dumnezeu nu-i tremură mâna că mai trebuie să dai cuiva înțelepciune, trebuie să cerem înțelepciune. Dacă îi lipsește cuiva, zice, să de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și îi va fi dată. Dar zice, trebuie să creadă, trebuie să credem că Dumnezeu este acela care este interesat ca noi să avem înțelepciune. Apoi, cred că un lucru care e foarte important și care a fost amintit așa întreagă, este scriptura, este cunoașterea Scripturii. Toată Scriptura, 2 Timotei 3 cu 16 și 17 spune, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Sigur că adâncindu-ne în Scripturi, privind la Cuvântul lui Dumnezeu, vom putea să aflăm voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Voia lui Dumnezeu cu privire la, la trăirea noastră, la alegerile noastre, la deciziile pe care trebuie să le luăm. Dar uneori, dincolo de faptul că ne rugăm, că citim Biblia, că vom căuta să stăm aproape de Dumnezeu în părtășie, există anumite situații în care... Uh, Dumnezeu așteaptă să ne folosim mintea pe care El ne-a dat-o uh, în sensul de a analiza, de a cântări uh, de exemplu în problema căsătoriei, în problema unui loc de muncă, uh, în problema de exemplu a unei mutări vrem să ne mutăm din România într-o altă țară din, uh, din Europa sau o altă țară din lumea aceasta spre care noi ne-am orientat considerând că este mai bine decât aici unde suntem Uh, cât de important este să, să folosim, să analizăm toate lucrurile. Uh, plec de la, de la situația în care, de exemplu, uneori după ce doi tineri se căsătoresc, apar probleme între ei și poate că unul dintre ei dă vina și spune, păi zice, am crezut că e voia lui Dumnezeu, m-am rugat sincer uh, și totuși, uh, când stai de vorbă, îți dai seama că nu a analizat foarte bine situația. Sigur că Dumnezeu așteaptă să ne folosim mintea, Dumnezeu așteaptă să ne folosim inima, dar trebuie să avem. Uh, uh, foarte mare atenție în momentul acesta, pentru că uneori s-ar putea mintea noastră să ne spună un lucru și realitatea să fie alta, sau inima noastră să ne spună un lucru și realitatea să fie alta. De aceea este foarte important și noi câteodată facem urări și zicem: Domnul să-ți dea tot ce îți dorește inima. E o rare bună dar ar, ar, am putea să adăugăm fără să schimbăm cuvântul Domnului să spunem Domnul să-ți dea tot ce-ți dorește inima aceea bună și credincioasă pentru că spune Psalmistul Domnul să-ți fie desfătarea și el îți va da tot ce-ți dorește inima păi inima aceea care face din Domnul desfătarea lui și bucuria lui cred că eh, poate să primească și, și va dori eh, lucruri bune pentru el și pentru partenerul lui. Cred că trebuie să folosim mintea noastră și trebuie să judecăm, mai ales dacă este, mintea noastră este înnoită și, și îmbibată cu cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu poate folosi anumite circumstanțe prin care să ne punem la contribuție mintea noastră și acele circumstanțe ne pot direcționa spre voia lui Dumnezeu. În ultimele două, trei minute care le mai avem la dispoziție, deși ăsta ar probabil ar însemna un subiect în sine ca să-l discutăm raportat la voia lui Dumnezeu ce loc are supranaturalul în descoperirea voii lui Dumnezeu mă refer aici la dimensiunea aceasta profetică pe care mișcarea pentecostală o are sau ce loc sau ce rost au visele sau chiar vedenii pe care cineva poate să le aibă din partea lui Dumnezeu și unde le așezăm în această căutare a voiei lui Dumnezeu? Păcat că timpul nostru este foarte scurt în prevința aceasta, cred că este un subiect care merită să-i acordăm importanță, pentru că este foarte importantă această mărturie interioară a Duhului, această voce lăuntrică, această călăuzire a Duhului Sfânt. Că, și cei care sunt credincioși și care au o relație personală, o relație reală cu Domnul, ar putea să confirme că de atâtea ori voia lui Dumnezeu au găsit-o datorită acestei voci interioare, datorită acestei clăuziri a Duhului Sfânt. Pentru că Domnul Iisus Hristos a promis că Duhul lui Cel Sfânt va fi cu noi și va fi în noi. Și uh, nu de puține ori uh, noi am trăit și uh, aș putea să, să cu toată modestia să împărtășesc experiențe în care am căutat voia lui Dumnezeu și uh, Dumnezeu m-a călăuzit în felul acesta. Sigur că Dumnezeu vorbește prin visuri, Dumnezeu vorbește prin vedenii, uh, sunt atâția ascultători care cu siguranță au uh, experimentat acest adevăr și cred că nu este împotriva Scripturii, ci din potrivă, cred că este în ideea Scripturii ca Duhul Sfânt să îl călăuzească pe un credincios. Atunci când are de făcut anumite alegeri, să putem să spunem ni s-a părut, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Și nouă. Uh, suntem la finalul emisiunii și atunci când vorbim despre voia lui Dumnezeu, Automat asta înseamnă că Dumnezeu comunică cu noi, asta înseamnă că Dumnezeu ne vorbește. Aș vrea să finalizăm emisiunea aceasta amintind un cuvânt din Cartea lui Iov, capitolul 33, versetul 14. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul. Nu e bine să-l limităm pe Dumnezeu doar la un singur fel de a comunica. Dumnezeu lucrează diferit. Dar uh, problema nu este că Dumnezeu nu vorbește, problema este de multe ori la noi că omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt confundați într-un somn adânc, când dom dorm în patul lor, atunci el le dă înștiințări și le întipărește învățăturile lui ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile sabiei. Amin. Aș vrea să îți mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate gândurile pe care ni le-ai împărtășit pe marginea subiectului despre voia lui Dumnezeu, taina voiei lui Dumnezeu. Până la următoarea întâlnire, în aceea zi, la aceeași oră, Radu Mariș vă dorește multă călăuzire din partea lui Dumnezeu în ce privește voia lui Dumnezeu și să Întipărească, să întipărească Dumnezeu în inima noastră gândul acesta că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Chiar dacă unii dintre noi poate am desconsiderat voia lui Dumnezeu sau ne-am abătut de la voia lui Dumnezeu, să nu uităm că încă suntem în voia și în planul lui Dumnezeu și nu suntem la întâmplare. Și chiar dacă ați urmărit această emisiune considerați că a fost voia lui Dumnezeu să vă vorbească pe marginea acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Până la următoarea întâlnire, vă doresc așadar multă călăuzire în voia lui Dumnezeu.